Cătălin de Constantin, sunt antropolog și editor de carte și coordonatorul acestor întâlniri care au devenit o tradiție, o tradiție pentru seriile de joi de aici, de la Palat, Palatul Suțu, se numesc conferințele de joi. Și de fiecare dată, în fiecare seară, avem un invitat special și un subiect nou. Conferințele și-au început drumul mult în urmă pentru asemenea evenimente care de obicei nu au o durată lungă, prin 2014 își continuă drumul astăzi cu o conferință cu un titlu foarte frumos care are drept pretext, drept punct de pornire cel mai recent număr al revistei Arhitectura dedicat lui Marcel Iancu. Și adevărata gazdă a serii este... Revista Arhitectura și dumneavoastră. Este doamna profesor Ana Maria Zahariate. Pentru dumneaei ați venit aici, așa că eu mă voi retrage foarte curând, de fapt imediat. Rolul unui coordonator, am spus-o mereu, e să fie cât mai invizibil cu putință. Doamna profesor, seara vă aparține, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Mulțumesc și sper să transformăm aceste întâlniri cu revista Arhitectura și temele ei într-un obicei al conferințelor de joi. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. E o inițiativă extraordinară asta cu seriile de joi. Eu am mai fost la un moment dat, dar era o seară de pian. Am fost, nu eu artist, și eu spectator. Așa că îmi face foarte mare plăcere să fiu aici. Mulțumesc tuturor că ați venit să vedeți câte ceva despre Marcel Iancu, pentru că este o personalitate aparte, așa, despre care am să încerc să vă spun câteva cuvinte. Am început cu această fotografie care de fapt nu este numai un detaliu dintr-o pictură făcută de Marcel Iancu prin 1917 la Zürich, deci înainte să, când studia doar arhitectura și o pictură pe care am văzut-o atunci când începusem să lucrez pentru Marcel Iancu, centenarul Marcel Iancu, și îl cunoșteam, făceam cunoștință, ca să zic așa, cu Marcel Iancu. O pictură care pe mine m-a tulburat extraordinar. Pentru că, din păcate, nu se vede foarte bine, e vorba de... e un bal. De ce m-a tulburat această pictură în care tinerii aceia, dezlănțuiți, îmbătați așa de un anumit de bucurie de viață și dansează teoretic pe un parchet, care sunt ca niște brazde scoase, ca niște piedici puse în calea alunecării și în calea vieții, și mie mi s-a părut un dramatism extraordinar
pe care m-a urmărit într-un anume fel. Așa că vă mulțumesc foarte mult că pot să vă spun câteva vorbe despre ce întrebări mi-am pus eu în legătură cu Marcel Iancu. Așa cum mulțumesc foarte mult atât muzeului cât și organizatorului nostru că îl găzduiește astă seară pe Marcel Iancu aici. Spuneam că în momentul în care am văzut, pentru mine pictura asta a rămas ca un fel de metaforă a avangardei. E un bal și o luptă în același timp. Poate premoniția a ceva ce urmează să fie, a unor greutăți, a unor piedici, așa mai departe, dar tot într-un fel de bucurie dezlănțuită. Ceea ce până la urmă este ce se întâmpla și la cabaretul Voltaire, la care la fondarea, mă rog, și în mișcarea Dada, la fondarea căreia Iancu a participat. Titlul acesta, cu fiecare își urmează călătoria, ne vom întâlni cu el, este un citat din Geme Cantacuzino. Voi reveni la el. Altfel, cum vă spuneam, în vreme ce, exact în perioada în care m-a tulburat atât de tare acea pictură, pictura este la Muzeul de Artă din Tel Aviv, lucram pentru centenarul Marcel Iancu, o cercetare care pentru mine era absolut nouă, mărturisesc cu rușine că știam destul de puține, foarte puține, de fapt, despre Marcel Iancu, pentru că se întâmpla destul de aproape de Revoluție și, în general, cultura interbelică nu era prin subiectele favorite ale perioadei comuniste, cu atât mai puțin arhitectura, drept care știam, toți cumva știam destul de puțin. E adevărat că erau unii care începuseră ceva mai devreme, respectiv minunata doamnă istoric de artă care se numește Anca Bocăneț Iliescu și care de fapt locuiește la Amsterdam, dar care își începuse o teză de doctorat pe care nu și-a terminat-o, cu trei mari arhitecți moderniști români. Era vorba de Creangă, Marcel Iancu și Duiliu Marcu, și de cel care a luat primul legătura cu ea, domnul colegul meu și prieten Nicolae Lascu, și am pornit toți trei la acest drum care deja începuse să fie desțelenit de Anca. Deci ceea ce vă spun acum este ceea ce am căpătat prin acea colaborare minunată cu ei și pentru organizarea celei de-a doua expoziții din România dedicată unui arhitect. Prima fusese Horia Creangă în 1992, centenarul Horia Creangă. Altfel aveți alături coperta pe care o aveți și aici, pentru că după ce am lucrat și am făcut expoziția și am mai plimbat expoziția, cumva l-am uitat pe Marcel Iancu, am intrat în alte subiecte. Și Marcel Iancu a revenit cumva în perioada pandemiei din dorința celor de la Muzeul Dada, care au făcut, au organizat niște conferințe online și după aia prin inițiativa Uniunii de a participa atât la expoziția de la Art Safari cât și de a scoate acest număr. De altfel, expoziția stă foarte bine la Uniune, mult mai bine că la Safari, a fost o mică critică a lui Art Safari. Bun, practic intrăm cumva în viața lui Marcel Iancu, pentru că neștiind exact m-am gândit că e bine ca să prezint puțin arhitectura lui în principiu și apoi cele câteva întrebări pe care putem discuta.
Deci este vorba de acest domn la diverse vârste, după cum îl vedeți. Un tip intens, cel puțin așa reiese din pozele acestea, și cu o personalitate remarcabilă, care se întoarce în România după ce studiază la renumita ETH Zürich, probabil că ar trebui să vin nițele înapoi, așa, după ce studiază, aveți acolo datele cele mai decisive, ca să zicem așa. Deci studiază între 1915 și 1919 la Zürich, după care se duce în Franța, lucrează puțin acolo, știm destul de puțin despre perioada respectivă, și după aia în 1921, la sfârșitul anului, revine în România, în care lucrează practic până în 41, când pleacă. Știm cu toții că la Zürich, în perioada respectivă, fondează împreună cu nume rămase la fel de celebre ca și el, mișcarea Dada. De altfel, mai este implicat și în alte mișcări de avangardă a căror autor este. Dar se întoarce în România, se întoarce în România plin de sufletul acela avangardei, în mod special avangardei Dada, care are o vitalitate cu totul specială, o uriașă vitalitate, o vitalitate corozivă adesea, o vitalitate plină de umor de alte ori, dar este teribil de vitală. Se întoarce și arată cumva societății românești. Se arată societății românești, căreia încearcă cumva să-i imprime acel spirit al modernității. Era îngrozitor de la început. Vă dați seama, este, cum să spun, în miezul avangardelor istorice. De altfel, tot în perioada aia, el face și o mulțime de cunoștințe care rămân cunoștințe constante, îi rămân prieteni cumva, care rămâne legat și care îl ajută de multe ori prin contribuții la revistă, după ce revine în România. Nu m-am putut abține să nu pun poza acestei splendide femei. Și din jurnalul care am, într-un interviu, de fapt, din Clopotul, am dat acest citat, care vorbește despre personalitatea lui Iancu și care spune că în fiecare marți în casa mea din București se adunau aceia care încercau o evadare din formele îmbâxite ale trecutului. Ne întâmplăm la începutul secolului, de fapt, și, mă rog, în primul pătrar, ca să zicem, al secolului, și dorința de noire, mișcarea noitare de după cel de-al doilea război mondial, după primul război mondial, în societatea românească este foarte puternică. Cei care încercau evadarea din formele îmbâxite ale trecutului se reuneau acasă la Dida Solomon și puneau la cale atâtea și atâtea opere care au scandalizat, au impresionat, au determinat curente noi în literatură, pictură și teatru. Peste tot și toate predomina personalitatea lui Marcel Iancu, căruia cred că îi se datorește Bucureștiul modern. Un alt citat pe care vreau să vi-l dau, pentru că este foarte frumos, se referă la una din acțiunile pe care această personalitate efervescentă, care este Iancu,
reușește să le facă în cadrul grupului de la Contemporanu, pe care îl fondează în 1922. Este vorba de expoziția internațională a revistei din 1924. Această expoziție, care adună, după cum veți vedea, că am pus programul, n-am putut să mă abțin, personalități absolut remarcabile, și este un eveniment remarcabil. După ani de zile, este Camil Petrescu și o aduce aminte și o pune în patul lui Procust. Este vorba de, spune el, era la vernisajul unei expoziții colective a unui grup de pictori și sculptori de avangardă. Ciudat era însă că această expoziție era îndreptată chiar împotriva artei. Jos arta! Mai curând însă împotriva tuturor camarazilor care n-aveau talent, niciunul parese deloc. Mai venea lume și din pricina că la vernisaj avea să vorbească un ziarist foarte cunoscut, combativ și revoluționar permanent. E vorba de Iancu. El descrie mult mai mult din atmosfera sălii, dar atmosfera de explozie este descrisă mai devreme într-o cronică pe care Tudor Vianu o face și în care spune așa: întunericul sălii, în care se agita o mulțime foarte numeroasă de invitați și în care se pierdea puțin cuvântul de introducere, fu deodată sfâșiat de un uruit de tobă. Luminile care se aprinseseră în același timp lămuriră pe stradă la spatele conferențiarului orchestră de jazz band, din care nu lipsea nici muzicianul negru. La sunetul coardelor, al sirenei și al tobelor, mulțimea invitaților reușea cu greutate să înainteze. Conducătorii expoziției premeditaseră oare această primă impresie generală, amestecul aiuritor de tonuri ca într-o uriașă colecție de fluturi colorați, pentru că cel puțin intervenția jazz band-ului era sigur că aveam de a face, prin intervenția jazz band-ului aveam de a face nu numai cu un efect de regie, dar cu un adevărat ritual modernist de când cu manifestările dadaiste. E clar că acel spirit exploziv, spectacular, este adus în București de Iancu, care îl pune în scenă cu diverse situații. V-am pus aici numai puțin să le vedeți în ce constau catalogul expoziției, care este larg comentată în Contemporanu, în mai multe numere, asta trebuie să-l scot, din Contemporanu. Pentru a intra cu ajutorul acestor imagini forte, să știți că n-am găsit nicio imagine. Am căutat, de mi-a venit rău pe internet, am zis trebuie să găsesc o imagine, ceva care să aducă aminte de expoziția cu pricina. Nu, am găsit o imagine de la ediția din 35, pe care am vrut să o pun, dar mă rog, nu prea mai avea legătură, în care Iancu și alți artiști moderniști sunt cu Regina Maria împreună în expoziție. Altfel n-am găsit nimic. Mi-a fost mult mai ușor să găsesc de la expoziția de la New York, de exemplu, de la MoMA, poze pe internet, decât despre asta. Mă rog, asta este. E clar că așa a intrat în scenă cu această explozie uluitoare. Marcel Iancu va fi, este și va fi misionarul modernismului în România. Gândiți-vă că este o perioadă în care, de fapt, modernismul arhitectural era foarte la început, el nu scosese încă marile opere sau era în curs de a le scoate. Deci, practic, el vine
odată cu spiritul Dada și cu toate contactele și spiritul celorlalte mișcări la care participă, mișcări de avangardă la care participă, și încearcă să-l pună în operă în România. Acum, în pictură, după cum știți, lucrurile au, într-un fel, poate că sunt și mai ușoare, pentru că n-ai nevoie de atâția bani. Așa, în arhitectură, sigur că lucrurile mele, în pictură a țâșnit de la început, dar el a vrut să facă arhitectură. Este evident că a vrut să facă arhitectură, deși n-am găsit niciodată, în ce am citit eu, scris chestia asta, numai arhitectura e viața mea, nu. Pentru că și pictura era viața lui în aceeași măsură. Scenografie, cuvântări, în fine, te întrebi când făcea toate lucrurile astea, în condițiile în care pe majoritatea le subvenționa. Din ce? Din banii pe care îi scotea de bine de rău din arhitectură. Arhitectura a fost principalul său mijloc de subzistență. Deci, cum spuneam, el, care de la început a făcut parte și dinainte de a fi student din diverse grupări de avangardă, va fi în continuare în astfel de grupări. V-am pus câteva poze aici, pur și simplu ca să ne... Cea mai importantă acțiune de misionariat în ceea ce privește arhitectura, fiind revista Contemporanu. Revista Contemporanu nu este o revistă de arhitectură, este o revistă de artă în general, dar arhitectura este prezentă, există și numere special dedicate arhitecturii, sunt prezente marile nume ale arhitecturii europene cu diverse articole. Acolo sunt puse niște poze pe care le-am găsit ca atare de coperți ale revistei Contemporanu. Cum vă spuneam, cum vine în țară, o fondează în 22 din bani proprii, cu redacția acasă, acolo unde era și atelierul. Mă rog, cumva chestia asta așa aproape îmi face plăcere să-mi aduc și eu aminte de diversele momente de după Revoluție, așa că toate lucrurile erau improvizate și el improviza însă cu putere și cu adevărat tărie și cu forța aia pe care o avea din experiența, să zicem, a avangardei. Nu e numai Contemporanul revista la care colaborează. Acolo este o poză pe care am luat-o aseară de pe internet, de la organizarea expoziției de la Art Safari, nu știu unde Ioana să o recunoască, și m-a amuzat că e cu multe cărți. Altfel am pus acolo diversele alte publicații la care Iancu contribuie. Dar mă rog, aici mai erau unele de avangardă, mai era punctul așa și mi s-a părut că e simpatică efervescența asta pe care cumva eu o intuiesc în jurul lui Iancu. Sigur că tot imediat cum vine în țară, fondează împreună cu fratele lui Iuliu, despre care n-am pomenit până acum, dar Iuliu a fost și el tot la ETH împreună cu Marcel, deci tot arhitectură a făcut. Este tot timpul personajul din umbră, să zicem, din umbra lui Marcel. Nici el, nici Marcel nu și-au dat diploma la ETH. Deci au ieșit cu aprobare de, absolvind acea școală, dar fără să-și dea diploma. Când au venit în țară, au fondat acest atelier în care au lucrat împreună la multe proiecte. De multe ori semnau așa Marcel, Iuliu, Iancu, așa ca și cum erau una și aceeași persoană. În realitate, nu la toate proiectele și de fapt nu știm cu adevărat
care era rolul fiecăruia. Cel mai probabil este că Iancu se ocupa, Marcel se ocupa de chestiunea de idee, creație, compoziție, în vreme ce Iulius era cel mai axat pe chestiunea tehnică. E probabil să fi fost așa, pentru că altfel lucrurile s-ar fi aflat. E adevărat că acum ramura familiei care venită din Iulius, diversi nepoți zic că nu e adevărat că și Iulius a participat la fel la toate la toate proiectele. E puțin probabil. E puțin probabil. Cert este că la foarte multe proiecte lucrează împreună, nu la toate. Altfel, în momentul în care se publică, în general, autoratul este numai al lui Marcel. Biroul are o problemă, o vreme, și anume are problema că nu aveau diplomă, deci că nu puteau să facă documentații de autorizare de proiecte, drept care se folosesc de un subterfugiu făcut și atunci și acum, și anume proiectele de autorizație sunt puse de, pe alt nume, a unui prieten probabil, care după aia nu se mai băga în proiectul ăsta. Cristi zice că probabil este vorba de aceeași semnătură de complezență de care ne plângem noi arhitecții. Înțeleg. Asta e, nu numai pentru asta îl iubim, asta e clar. Cert este că acest lucru se întâmplă până în 34, în momentul în care el intră în corpul arhitecților, numai el, Iulius nu vrea. Dar el intră în corpul arhitecților care era proaspăt înființat pe baza experienței de proiectare. Ce aș mai putea să vă spun este că acele proiecte care erau semnate Simionescu, așa îl chema pe domnul cu pricina, de fapt aveau fațade mai degrabă tradiționale pe care Iancu nu le-a făcut niciodată. Deci fațadele se schimbau total față de autorizație, după care apar fațadele adevărate. Mă rog, sigur cu mici modificări, pentru că proiectul de autorizație pe atunci trebuia să fie un proiect de principiu. Cert este că, așa, o a doua problemă pe care o întâlnesc cei doi frați este că le trebuie lucrări. Și că asta este o problemă, pentru că lucrările pe care le vrea Iancu, în mod categoric, sunt lucrări care trebuie să fie moderne, să fie în acea nouă arhitectură pe care o clama prin, în contemporanul, despre care scrie. Deci el nu vroia să lucreze altfel. Asta, sigur că era o mare dificultate într-un București care era în general sub admirația stilului național, care era, mă rog, aproape oficial într-un fel. Deci, clienți care să vrea un alt fel de arhitectură la început erau foarte puțini, drept care multă vreme el va lucra, va avea comenzi în general de la prieteni, oameni din același cerc, familie. Deci, în general, o gamă restrânsă de clienți, în marea majoritate aparținând burgheziei medii, mă rog, și mai bogate într-un fel și mai înalte, poate din Bucureștiul perioadei, foarte mulți dintre ei evrei. Fiind o perioadă în care evreii au avut o participare foarte serioasă la dezvoltarea, la dezvoltarea societății și la schimbarea ei. Drept care, aceasta are niște
repercusiuni cumva față de ansamblu proiectelor lui Creangă, lui Iancu. Și anume faptul că foarte multe sunt locuințe. În afară de trei proiecte, toate sunt locuințe de diverse feluri. Deci programe, ca programe, sunt puține tipuri de programe. Și al doilea, că foarte multe sunt grupate, fie în zona cartierului evreiesc vechi a Bucureștiului, fie în partea de la șosea care tocmai se dezvolta de vile mai luxoase. Deci, așa, iar pe de altă parte, sigur că faptul că multe dintre ele erau vile îi permite o anumită libertate, deși puțini sunt comanditarii care să fie foarte putred de bogați dintre comanditarii lui Iancu. Și încă ceva, nu are nicio comandă de stat. Nu lucrează decât pentru comenzi private. Cum ziceam, fiecare cu drumul. Practic, între 22 și 26 mai mult n-are de lucru. Așa că se dedică, sigur, picturii, face diverse proiectele care nu îi aduc cine știe ce bani, practic, în afară de diverse schițe volumetrice, nu știm mare lucru. De fapt, avem puține informații, hai să zicem în termeni umani, despre Iancu și ce va face câteva, două case. Asta evident este pentru un prieten, Casa Grün. Când am scos catalogul Marcel Iancu, era necunoscută. După ce a ieșit catalogul și a fost expoziția, a venit o doamnă și ne-a spus unde este casa cu pricina. Și aici este o parcelare care este făcută pentru, pe un teren al tatălui lui și pe care o va continua mai târziu, iar altfel apar între 23 și 25 interioarele de la Contemporanul, care sunt foarte avangardiste, de fapt sunt foarte moderne, foarte neobișnuite pentru vremea respectivă și foarte picturale. Practic, prima casă modernistă pe care o construiește este această casă, tot aproape de parcelarea de care v-am spus înainte, în zona evreiască, pe Trinității, care trebuie să fi fost o arătare incredibilă pe vremea respectivă în cartier care este cam așa, mă rog, asta e recentă, dar lucrurile stăteau cam așa. Aici se vede intrarea de la cele două clădiri de la intrare, dar vă dați seama, apare pe un colț această trăznaie care era și colorată, care de fapt aduce foarte mult cu niște reliefuri pe care el le face la Zürich, sau mă rog, amintește, nu am ce fapt. Așa, da, și pe care, după cum vedeți, o publică în Contemporanul. Nu consideră, el nu consideră pe asta cu adevărat prima casă modernistă, dar este prima casă din România care rupe total orice fel de bariere. Dar sigur că putem vorbi de influențe puțin expresioniste, cumva e neimportant. Important este că ea, de fapt, este modernistă, nu în sensul stilului internațional, după cum vă voi spune după aia, dar așa. El consideră că prima casă modernistă este asta, în același cartier, este așa numită Vila Fuchs, publicată în și anul mai multe reviste. Am pus aici și ăsta din construcție, care e interesant pentru ca să vedeți că folosea un tip de construcție extraordinar de banal, cumva. Și această Vila Fuchs, care are o poveste foarte nostimă, spune așa: am clădit-o pentru un negustor de vinuri care citise reviste de artă străine
și căruia arhitectura nouă probabil că i-a plăcut. Drept care i-a spus, am 1 milion de lei și un lot pe care mi le pune la dispoziție cu condiția să fac o casă modernistă. Fac ce vreau cu ele, cu condiția să fie o casă modernistă. Și asta este casa modernistă cu pricina, care este, de fapt, destul de concomitentă cu aceste case pe care le vedeți aici. Nu-mi dau seama cât de bine se văd, poate că, mă rog, așa, cât de bine se văd, care sunt evident niște case moderne. Henri Daniel este pentru pictorul Henri Daniel și soția lui, care erau prieteni, pictori moderniști de asemeni. De asemenea, publicată din nefericire demolată, și Villa Lambru pe care o vedeți acolo. Ele sunt moderne, dar în același timp, vă rog să-mi spuneți dacă greșesc, e un modernism total netipic. În 29, cumva, nu știm prin ce împrejurare, construiește actualul ștrand al Tineretului, sau, mă rog, actualul pe vremea tinereții mele, ștrand al Tineretului, ștrandul Federației Societății Sportive Române, care este, evident, de altă factură expresivă. Este un modernism pe care îl citesc foarte ușor. După cum vedeți, anii aceia sunt destul de bogați, pentru că este această casă construită pentru Paul de Chapier, de asemenea prieten. Este o locuință individuală, de fapt, mare, pe la Foișor. Și în 30, deja pe Chiselef, această vilă pentru Florica Chihăiescu, care și ea este publicată, după cum vedeți, și în Contemporanul, dar și în Arhitecturi de aujourd'hui. Are în față o sculptură a Miliței Pătrașcu, de asemenea bună prietenă cu Marcel Iancu, și v-am pus aici planurile, pentru că planurile astea sunt foarte netipice, într-un fel, pentru celelalte locuințe ale lui, pentru că e un plan așa puțin paladian. Iar casa are un soi de interesantă sobrietate, monumentalitate, ca să zic, interioară. Trec apoi prin aceste case care încep să fie niște mai evident moderniste, dar, după cum vedeți, în același, într-o perioadă foarte apropiată construite. Dacă asta de aici ușor spun că e modernistă, nu la fel spun despre asta. De altfel, uitați-vă și la Tencuială și la zona de intrare. Voi reveni, dar doar așa, alte case, Casa Iluță, puțin mai încolo de pe lângă Pache, cu un interior foarte spectaculos, această spectaculoasă vilă Iustăr, de o sculpturalitate nebună, toate sunt în zonă. Imobilul Clara Iancu aici pe Caimatei, alte două imobile pe Paleologu. Vedeți, e vorba în general fie de vile, deci locuințe individuale mai luxoase, fie de astfel de mici imobile, care micul imobil cu puține apartamente și cu puține etaje a fost unul din foarte folositele vehicule de modernizare a Bucureștiului, de densificare a Bucureștiului. Este o
un program practic, un tip de clădire care este foarte folosit în Bucureștiul interbelic. Toate sunt așa ceva, deci e vorba de mai multe apartamente, nu multe, pentru că în 34, iată, avem a doua clădire care nu e locuință și care este sanatoriul Popper, desfigurat la ora actuală, extraordinar de modern la momentul respectiv, purtând foarte toate caracteristicile sanatoriilor moderne, care ele însele erau un produs al societății moderne. A fost recent la arhitectură, poate o să se și publice, o teză de doctorat despre sanatoriile de tuberculoză și despre rolul tuberculozei. Colosal de interesantă, vă spun în caz că apare, foarte interesantă. Sanatoriul este o lucrare cu totul excepțională care apare și în celebra carte a lui Alberto Sartoris, Gli elementi de l'architettura funzionale. Și în presa locală, desigur, este un moment foarte important și cam în același timp este imobilul Gold și el aproape aici Hristobotev, care mie mi este teribil de drag. De aceea am și pus mai multe și nu numai de aceea, i-am pus mai multe fotografii, pentru că iarăși este de o expresivitate cu totul ieșită din comun și cu totul neașteptată, pentru că, de fapt, în fațada asta, el trece de la un tip de arhitectură modernistă, prin asta, la această încrețire a suprafeței, care este expresionistă într-un anume fel. Dacă vreți, de la, modernism pur, să zicem, sau nu pur, standard, la imobilul Hermaniancu, ăla de la început, care e un corp cioplit cumva. E prin reconstrucțiile care este și într-o stare relativ bună și chiar în interior duplexul de la ultimul nivel își mai păstrează încă din mobilierul lui Iancu, mobilierul care era încastrat, era în pereți, el construia împreună cu mobilierul după cum, când putea, după cum veți vedea. În fine, a treia clădire care nu este numai locuințe, pentru că are și locuințe, este imobilul Bazaltin, este în Piața Aviatorilor, a fost ambasada rusă acolo, este porcăit în momentul actual, în mod grav, de intervențiile pe care le-au făcut rușii, nu știu cu ce aprobare, în fine, în această clădire. Deci este sediu societății Bazaltin, plus birouri, plus locuințe. Și, în fine, iată încă niște clădiri micuțe, niște imobile micuțe și niște imobile mai înalte. Deci ne găsim în 35. Ăsta de pe Lucian, ultimul care era, am găsit un studiu istoric interesant și se reface datorită unor proprietari luminați. Pentru a ajunge la această vilă care este de o abstracțiune extraordinară, este cutremurătoare din punctul meu de vedere, Vila Reich, tot o locuință individuală, de fapt, în care jocul cu o grafică de asta de alb pe alb este cu totul ieșit din comun. Și ea a apărut în Sartoris. Este absolut fascinantă. La ora actuală are niște zăbrele la geamuri de steapțimaure, așa.
Și iată încă o vilă, Hermina Hasner, pe care am găsit-o și într-o situație ceva mai bunuță, ceva mai bunuță, după refacere, întâmplător am găsit această poză. Dar iarăși o vilă interesantă, luxoasă și mai mult pe cu un parter foarte dezvoltat. Așa. Și ultima vilă construită în România, această vilă pentru prietenii săi, familia Pătrașcu, Emil și Milița Pătrașcu, cu atelier. Parcul Jeanu, pe acolo, la șosea. Mai construiește cam tot atunci un imobil de locuințe, imobilul Haimovici Vătărescu, care este foarte interesant pentru că poartă un soi de eclectism de asemenea neobișnuit, pentru că, în fine, în 38 ultimul imobil să fie aici în centru, ultimul proiect din România este imobilul Naum Ghica. Deci cam asta este ce a construit Marcel Iancu. Putem spune că este o poveste de succes. A construit mult. Dacă pun alături, uite că n-am controlat, n-am verificat chestia asta, dar cred că chiar mai multe clădiri decât Creangă, mai puțin în centru, Creangă a ocupat și locuri în centru, nu construcții de stat, dar a construit mult, a făcut o propagandă pentru modernism uluitoare. Putem spune că toate construcțiile lui, până la urmă, sunt moderniste. Le-am pus pe toate aici. Pe toate, aproape pe toate. Mă rog, ne-am scos pe cele total neimportante, da. Așa, pentru că ce este foarte special în povestea asta este că nu poți urmări, dacă o iei cronologic așa, nu poți urmări, să zicem, o anume linie plastică pe care el să caute, să o dezvolte, să o rafineze, să o reîncerce, cum găsești, de exemplu, la Creangă. Asta este prima chestie descumpănitoare, cumva. După aia, după cum vedeți, este o extraordinar de mare varietate expresivă. Sigur, unele sunt mai aproape de ceva ce era, să zicem, deja devenise așa emblema modernismului. Deci putem spune, și când am făcut expoziția Marcel Iancu, am povestit această poveste de succes în care el vara picta și iarna făcea arhitectură, din care după aia întreținea ziarul și așa. Acum, dacă mi-aduc aminte balul din Zürich, e puțin probabil să fi fost chiar numai o poveste de succes. Asta e pe de-o parte. Și tot timpul când mi-am adus aminte, nu tot timpul, când mi-am adus aminte de balul din Zürich, m-am tot întrebat care e legătura, până la urmă, între arhitectul de succes și dramatismul, presimțirea, cumva, greutăților din acel bal la Zürich. Asta e un aspect. Al doilea aspect care pe mine m-a descumpănit, la Horia Creangă, de exemplu, lucrurile sunt foarte clare. În afară de faptul că în ultima perioadă el merge către o arhitectură cu, să zicem, mai Frank Lloyd Wright, așa, dar în toate construcțiile sale urbane este evidentă linia, este evident tipul de căutare. Nu zic că e monoton, zic pur și simplu că este foarte ușor de încadrat, pe că nu e monoton, e un mare arhitect, dar e încadrabil. Problema este cum îl încadrezi pe Iancu. Unii au zis, la urma urmei, era și el un arhitect care încerca să facă modern. Mă rog, poate că da, dar pe de altă parte, când vii încărcat cu modernitatea aia și cu talentul pe care îl avea, e puțin probabil să crezi că
a ajuns la arhitectură și a început să tatoneze că nu ieșeau lucrurile și că nu știa ce să caute. Pare ciudat. Deci asta este cealaltă întrebare pe care mi-am pus-o. Și lucrurile s-au întețit și mai tare după ce am recitit un schimb absolut tulburător de scrisori între Geme Cantacuzino și Iancu, care se întâmplă foarte devreme, se întâmplă în 31. Asta un alt aspect care m-a pus foarte tare pe... Aceasta este, acestea sunt fragmente din scrisoarea lui Geme Cantacuzino, care spune că nu-l cunoaște pe Iancu, dar și niciodată n-am avut plăcerea să-mi strâng mâna, nici măcar în efigie nu ți-am zărit silueta, dar mă pune în această stare sufletească și prielnică abstractului și obiectivității, cât acea convingere a mea că ai fost întâiul care a întors în această țară spatele unei mentalități obosite și sterile. Lucru care este evident. El este întâiul. Fiindu-i premergător, ai pus în toată activitatea dumitale un fanatism necesar avangardelor. N-am făcut parte din această grupare. Acolo unde dumneata și prietenii dumitale au ajuns în marș forțat, am sosit și eu mult mai târziu și fără grabă, dar cu aceeași sinceritate. Întârzierea mea și acea predilecție pentru a-mi urma drumul în calitate de cavalier săl mi-au dat prilejul să hoinăresc mai mult. Am ajuns prin deducție acolo unde dumneata ai ajuns prin pasiune. Ce importă? Fiecare își urmează călătoria cum știe. Totul e să ai o credință care să fie în armonie cu tendința vremurilor. În concepția actuală care domină arhitectura, se simt multe tendințe diferite, însă nu divergente. Există astăzi un stil modern internațional și chiar intercontinental. Revistele și arta din toate țările manifestă tendințe similare. Când răsfoiești aceste reviste, ți se strânge inima comparând activitatea de peste hotare cu ce se întâmplă la noi. Urăsc pe cei care suspină după trecut. Oricât de grele sunt vremurile de azi, premizele unei reușite viitoare au fost puse pentru ca să nu cădem pradă pesimismului ieftin al decadenților întârziați. Ca semn al credinței, ți-am scris aceste rânduri. Nu vreau să te rețin, pentru că viața e scurtă, arta este lungă și viața e scurtă. Este o recunoaștere absolut extraordinară a rolului pe care l-a avut Iancu. Având în vedere atât poziția în elita culturală, cât și în cea socială a lui Geme Cantacuzino, recunoașterea este și mai mare. Povestea de succes pare să fie deplină. Povestea este că Marcel Iancu răspunde peste vreo două luni, cam așa, două, trei luni, cu o scrisoare teribil de stranie. În primul rând este supărat. Spune el, stimate, am împărțit-o în două părți pentru că, mă rog, fiecare aduce altă idee. Dacă aș fi răspuns mai devreme la scrisoarea dumitale, răspunsul ar fi păcătuit. Între timp și în mare grabă ai evaluat arhitectura la noi. Cavalerii șchiopi au sosit în mare grabă la praznicul profitului. S-au consumat planuri și fațade. Sarabanda goală e în rut pentru adorarea vițelului de aur. Totuși, n-a precedat nicio revoluție, nicio revoltă n-a zguduit temeliile vechi. Cine a propovăduit neauzit pentru realizarea nouă, pentru noua realizare estetică? Cum se explică faptul că însă școala și oficialitatea a început să ia parte la elanul modern? Cum au devenit dintr-o dată
nebuniile cubiste de ieri, adevărate idealuri de frumusețe, un fel de locuri comune chiar. Cine a vrăjit mintea atâtor maestri care își găseau elanul creației numai și numai în praful ruginit al stilului național? Asta este o parte a revoltei din scrisoarea lui. Ce interesant este că e în 31. Asta ca să vă dați seama de ce rapid s-a făcut schimbarea. De altfel, până anii 30, Luminița Macedon a făcut la un moment dat un studiu și a găsit peste 100 de arhitecți care au proiectat cel puțin două clădiri moderniste la momentul respectiv. Este incredibil. Pentru că modernismul, de fapt, devenise modul de exprimare, să zicem, al personalității unei noi clase care se născuse și care țâșnise foarte puternic după primul război mondial. Este vorba de burghezia capitalistă și care caută să se exprime altfel. De altfel este și foarte amuzant, da, Malaxa, deci fac o paranteză la Horia Creangă. Malaxa, știm toți de Malaxa. Malaxa a construit blocul Malaxa de aici, super modernist, splendid, cu Horia Creangă. Unii zic că și cu Franca, mă rog. Casa lui este un fel de neoromânesc așa îmblânzit, modernizat, la șosea. Burghezia capitalistă își găsește un mod de exprimare și intelectualitatea modernă își găsesc un mod de expresie în modernism. Și modernismul bucureștean este de altfel datorat aproape, mă rog, nu aproape exclusiv, în uriașă parte investiției private. Ce interesant este că această chestie este în 31. Deci s-a căutat, au făcut unii modern, a plăcut, s-a uitat ca negustorul de vinuri prin revistele străine și au vrut modernism. Și arhitectul român a virat, vreți modernism? Facem modernism. Și a făcut modernism. Asta îl supără pe Iancu. Îl supără, de fapt este una din cele mai acerbe critici pe care este făcută modernismului de suprafață, să zicem. Frumos, splendid, elegant, dar în multe cazuri de suprafață al Bucureștiului. Partea a doua a scrisorii spune așa: comerțul cu ideile moderne s-a născut la noi prin fraudă. E supărat de tot. Prin fraudă, cum se importă ciorapii de mătase. Prin fraudă, fiindcă sunt furate după revistele de modă, furate din cinematografe sau automate, stilul cubist din Vogue sau Femina, interiorul de carton din Fiuma se căsătorește, patronează, orientează și inspiră arta la noi. De acest succes al cubismului aplicat în arhitectură, noi, care ne luptăm de 12 ani la contemporanul, ar trebui să ne fălim? E atât de ușor să bagatelizăm un gând, o pornire pură? De excepții voi vorbi altădată. Niciodată nu am crezut în valoarea ideilor popularizate, care nu mai posedă nicio virulență, devin sterpe. În această lume a artei noi, unde valorile sunt încă neclasate, erorile sunt grosolane și aici, mai mult ca oriunde, există numai bun sau rău. Artă, arta, artă, adevărată sau nimic. Cei care azi exploatează materialul modern sunt datori să pătrundă întregul lanț al evoluției, să cunoască întreg gândul de la plastică până la arhitectură, care a adus orientarea nouă în toate artele. Să nu uităm că arta adevărată nu e posibilă decât în disciplină. Arta nu rămâne un fenomen individual, oricât de personal e artistul.
eforturile n-au valoare dacă nu sunt subordonate și însumate. Nu știu unde ne situăm, dar încrederea mea se îndreaptă spre generația de mâine, care n-a făcut acrobațiile celei de azi. Deci este clar o revoltă împotriva modernismului copiat și o intuiție incredibilă, pentru că pe mine m-a uimit treaba asta, pentru că, într-adevăr, generația următoare, cei care termină prin perioada războiului și au diplomă, de fapt vor fi cei mai radicali. Moderniști, ei vor fi moderniști în teorie și în practică. Vor fi oamenii care înțeleg altfel modernismul. Ce fac după aia datorită regimului, asta e cu totul altceva. Da, ăsta este adevărul despre ei. Bun. Și deci, el vorbește tot timpul de acea arhitectură nouă, de acea artă care trebuie să îmbibe, artă nouă care trebuie să îmbibe arhitectura, de acel modernism pe care îl așteptăm de la el și în care, încă o dată, dacă ne uităm așa aici, nu vezi modernismul ăla care, să zicem, era mainstream-ul care începe să se dezvolte în epoca. Acest mainstream pe care eu vi l-am pus aici și care este întrupat așa prin cartea lui Hitchcock, da, cartea lui Hitchcock și cu Johnson, care se numește The International Style, este apărută în urma expoziției aceleia extraordinare de la MoMA din 1932, în care care practic caracterizează un nou stil prin alegerile pe care le fac curatorii, respectiv Johnson și cu Hitchcock. Ei aleg un anume tip de arhitectură care avea niște caracteristici destul de evidente. Ei practic vorbesc de trei principii în mare care caracterizează această arhitectură: sublinierea volumului, nu a masei, regularitatea și standardizarea diverselor elemente și evitarea ornamentului. Și astea sunt transpuse în diverse feluri în proiectele celor patru mari arhitecți, patru mari maestri care sunt expuși acolo, plus încă 33, mă rog, în toate 37 de arhitecți sau 36 care expun acolo același tip de arhitectură. De altfel, nu sunt aduși din expresioniștii germani sau din alte direcții arhitecturale. Eu v-am pus aici cu ani cu tot momentele când această arhitectură apare. Mă rog, cei patru maestri sunt Le Corbusier, Mis, ăsta, Gropius și Oud, sau Oud, mă rog, eu l-am mai pus și pe Neutra acolo, mă rog, din aceeași perioadă, clădiri care vorbesc, vi le-am pus tocmai pentru a vedea efectiv ce însemna la modul cel mai vizual acest stil internațional, destul de neclar altfel ca definiție și la care Hitchcock va reveni mai târziu când își vede cartea, dar ăsta era mainstream-ul. Ori mainstream-ul ăla noi nu-l întâlnim la Iancu decât în anumite clădiri de astea mai înalte, câteva clădiri mai ieftine de imobile mai mici, dar altfel aici nu se vede acest mainstream. Și iată, am pus față în față, le-am reselectat, cum aș zice, proiectele. Nu, aici sunt ele la rând, cu această lipsă de continuitate pe care o au în tipul de căutare, pentru că este clar că nu neapărat asta caută. Nu. Uite, revin la cu totul altceva. Și am selectat din ele unele, le-am scos complet pe alea care sunt mai aproape de stilul internațional, pentru că probabilitatea ca Iancu să vrea să imite, să se plieze unui stil, chestiune în care căreia i s-a opus tot timpul, de la Zürich începând,
din avangarda dadaistă, probabilitatea este îngrozitor de mică și să aibă dificultăți. N-are nicio dificultate, de fapt. Astea sunt clădirile lui Iancu speciale, în care încercăm să prindem care ar fi ideea. Și din cât m-am uitat eu prin ele, este vorba până la urmă de faptul că diverse principii ale modernismului ăsta mainstream nu-l interesau. Nu-l interesa chestiunea cu tehnologia, de exemplu. De-aia v-am atras. Deloc. Ba chiar spunea că chiar și critica această tendință de a considera că tehnologia poate să dea neapărat calitatea artei celei noi. Toate folosesc evident un limbaj abstract. Nu caută, se tot vorbește de faptul că acea casă Fuchs este prima cutie albă a lui Iancu. Nu e cu adevărat ceea ce se numește o cutie albă la modul cel mai propriu și niciuna din casele lui Iancu, chiar dacă l-am dat fațada sau două fațade sau una poate să sugereze cutie, el iese din limitele cutiei respective. Nu-l interesează ceea ce interesa pe mulți planul liber. Nici pe Creangă nu l-a interesat foarte tare planul liber, dar am pus chestia asta și pe niște anumite probleme tehnice legate structurale. Pentru că mai face asta atunci când lucrează cu ingineri foarte buni. Da, este clar că pe Iancu chestia asta nu-l interesează. Practic, toată modernitatea asta iese, de fapt, din felul în care el lucrează cu limitele spațiului. Că e vorba de fațade pe care le discută aproape independent de plan, fără să fie fațade libere. Ele capătă un fel de personalitate sculpturală unele, altele din contră o personalitate grafică incredibilă, nu? Asta este evident o personalitate sculpturală puternică. Aici am niște jocuri grafice care neagă colțurile camerei, spațialitatea reală. Există în alte clădiri, el intră într-un joc grafic și mai puternic, în Villa Reich, de exemplu. Nu, este un alb pe alb. Pur și simplu. Așa cum făcuse de altfel compoziții. Așa cum face și Vitralii. Toată este un joc alb pe alb, mai mult decât atât. Altele sunt din contră într-un fel de grafică în care intră mai multe culori, într-un soi de schimbare a rugozității, a materialității fațadelor, pe care de fapt o putem regăsi și în ideile pe care le-am dat, le-a inventat cumva pentru Vitralii încă de la Zürich, și în care vrea să nu fie culoarea perfectă, din contră să se vadă munca care intră în masa respectivă de culoare. La fel și aici. Și aici, adică e ceva care de fapt nu are legătură cu, e total netipic pentru modernismul mainstream. E clar că este un mod de a lucra a lui Iancu, care în interioare este foarte vizibil prin sculpturalitatea elementelor care intră complet în ziduri, care acolo unde poate. Pentru că pentru asta îi trebuie mai mulți bani și nu te apărat toți comanditarii lui aveau mulți bani. Dar acolo unde poate face asta, intarsiază opere de artă.
un fel de libertate care este o libertate artistică, în care e vorba, după părerea mea, de drumul, este vorba de părerea mea, de drumul ăla pe care trebuie să-l știi de la început în disciplină, de la artă la arhitectură. Pentru că pentru el obiectul de arhitectură este la fel ca masca pe care o făcea la Zürich. Pentru el lucrurile comunică. Și asta este ceva ce niciun alt arhitect român n-a avut. Așa că aproape de important, dacă mi-aduc aminte anumite elemente de Art Deco sau anumite elemente mi-aduc aminte de expresionism, până la urmă ceea ce e important este obiectul ăla final care de fapt parcurge în, sub mâna lui Iancu, un drum artistic continuu și fără reținerea că în arhitectură trebuie să lucrezi altfel. De altfel, asta este iarăși o altă idee specifică lui Iancu, și anume aceea că arhitectura nu este opusă artei și nici mișcării Dada, pe care el o susține încă de la Zürich și este singurul dadaist care susține așa ceva. Pentru că ei alți considerau că da, arhitectura nu prea intră în jocul ăsta. Și nu intră în jocul nostru coroziv, nihilist, arhitectura e pozitivă, e înceată, e conservatoare. Iancu o face să fie altfel. Și este singurul care face asta. Și atunci, sigur că le enervează când vede că se copiază și se construiește copiindu-se și că se fac doar fațade care n-au legătură mai departe cu viața nouă. Mă rog, revolta se explică. Acum, în ce măsură asta a contribuit la tristețea lui, pe lângă faptul că situația politică devenea din ce în ce mai nerespirabilă pentru arhitecții evrei, nu știu. Dar iată o mărturie a lui Iancu în legătură cu antisemitismul perioadei, care îl face până la urmă să-și ia familia și să plece, să emigreze către alte țări, către alte direcții profesionale, pentru că acolo va lucra și în administrație. Foarte straniu. Nu știu exact, n-am avut nici timp sau nici nu știu dacă aș putea afla vreodată, dar poate că da. Trebuie citit de toate scrisorile. Dacă e o anumită tristețe sau n-a mai avut loc acolo ca arhitect modernist, pentru că deja veniseră alții înaintea lui. Nu-mi dau seama. Cert este că a lucrat în administrație și mai mult decât atât, da, am aflat-o când am fost și eu acolo, că el a salvat de la demolare Iafa. O viață paradoxală. De altfel, ce interesant este că față de ideile convergente dintre el și GME, pentru că cu excepția acestei revolte care nu era referitoare la ce spunea GME, ei clar că au idei convergente ajunse convergente, dar pe direcții foarte diferite. Iată, vreau să spun că drama se răsfrânge în această plecare, dar în scrisoarea lui Geme Cantacuzino, aia prima, el vorbește la un moment dat face o critică a intelectualității momentului și spune de altfel: toată mentalitatea, toată atitudinea intelectualității noastre oficiale a fost falsă și neleală. Am încercat după război, cât și mai înainte, să exploatăm un trecut în loc de a pregăti un viitor. Am făcut din artă un obiect de propagandă sau de șovinism, compromițând zestrea pe care ne-o lăsase trecutul. A monopoliza arta în numele sentimentelor patriotice înseamnă a înșela lumea. Je hais la gloire
Elle est phrase nationale, zicea la Forgă. Deci, în 31 se întâmplă asta, mai trec încă 10 ani până când pleacă. Deci, Cantacuzino are niște intuiții cu totul extraordinare. Și, mă rog, fiecare își urmează drumul. Marcelian pleacă în Palestina, în vreme ce Cantacuzino se duce la pușcărie, după cum știm cu toții. Drumuri divergente. Iată ce și-aduce aminte Iancu despre antisemitismul românesc, în care el știa că există un antisemitism, dar efectele nu se repercutau asupra mi, spune el. Lucram, expuneam, construiam la București și în alte orașe din România în libertate. Nimeni nu cuteza să mă jignească, să-mi facă o culpă din originea mea. Brusc, prin anii 30-31, odată cu apariția lui Hitler, au început să se transforme și oamenii și moravurile. Ciracii români ai lui Hitler au reușit să schimbe climatul, să facă din România o țară antisemită. De aici și plecarea. Vreau să mai spun ceva, dar am uitat. Așa că emigrează și am pus aici aceste trei imagini ale lui Iancu, două sunt autoportrete, pentru că trimit la o tristețe, la o îngrijorare care sigur este reală. Așa că lucrurile se termină aici, odată cu plecarea lui. Iar ceea ce se întâmplă cu moștenirea lui Iancu în continuare, după cum vedeți, e cam asta. Vă rog să recunoașteți clădirile, dacă puteți. Și mai sunt și multe alte exemple. Drept care, cam așa stăm. Chiar dacă, uitați, mai sunt încercări la școală în care se merge, se fac variațiuni pe aceeași temă. Las deoparte faptul că mie mi se pare că nu e o variațiune pe tema Iluță, dar e măcar, studenții aia știu că este o vilă Iluță. Și termin cu această chestie, care este o mască făcută de Iancu și pe care se dansa la Cabaretul Voltaire. Acolo este una din doamnele de la Cabaretul Voltaire, am uitat care dansează, și vă mulțumesc foarte mult. Foarte frumos.